Ar trebui să mă bat de un țânțar. Fac așa. De ce avem așa de mult țânțar primăvara asta? Mai mult ca de obicei. Tot ce înseamnă biologie înseamnă și un grad mare de relativitate. Este foarte posibil, este foarte probabil ca un număr mai mare de larve să fi rezultat dintr-o pontă mai importantă la sfârșitul anului trecut, pe de o parte. Pe de altă parte, o evoluție a temperaturilor apelor din ce înseamnă bălțile din jurul Constanței să fi întârziat dezvoltarea sau revenirea la populația funcțională a unui peștișor foarte mic, adus din Mexic. Adus nu de acvariști, deși este rudă cu gupii, cu Lebistes reticulatus, pește foarte cunoscut de către acvariști, peștele obișnuit al acvariilor, este o rudă, cum spuneam, pe care se numește Gambusia affinis. Adus cu câteva zeci de ani în urmă în Europa și din cauza schimbărilor climaterice, de fapt a încălzirii globale, a reușit să supraviețuiască pe timpul iernii, ceea ce a făcut ca acest peștișor să trăiască și la noi. Este foarte util din cauza faptului că este cel mai mare consumator de larve de țânțari. Și ceilalți pești consumă larve de țânțari, dar numai în perioada în care au pui în creștere, atunci când sunt interesați de larve de țânțari. Un caras mare sau un crab mare nu mai este la fel de eficient să elimine larvele de țânțari și în consecință să limiteze populația de țânțari. Ei bine, lucrurile se normalizează, se liniștesc, în sensul că Gambusia affinis, vă spun așa, ca un secret, și a revenit și în balta noastră, și în tăbăcărie, și în siurghiul, bărțile cu ape dulci, și în consecință larvele de țânțari vor fi mâncate mult mai puțin să ne deranjeze. Care țânțari ne deranjează? Bineînțeles, femelele, care ocazional suc sânge, altfel se hrănesc cu tot felul de fluide de prin bălți, cum o fac și masculii, de altfel. Însă în perioada în care trebuie să depună ouă, ele au nevoie de un aport proteic mai important și atunci ne înțeapă. Secret, ce vă spun, dacă vedeți un țânțar că vă înțeapă și a apucat să înțepe, lăsați-l să o facă. Fiindcă dacă reușește să-și extragă sângele din locul înțepăturii, nu o să mai mănânce deloc zona respectivă, dacă lăsați doar să-și introducă saliva anticoagulantă, fiindcă prin tubul ăla foarte subțire sângele ar coagula. Lăsați să-l facă, să introducă doar saliva anticoagulantă, aia va produce o leziune locală. De asta dacă te culci șprițuit undeva la delta și dimineața ești plin pe cerceaf de roșu de la sângele rezultat de la înțepăturile țânțarilor, dar nu ai niciun fel de reacție și te gândești că băutura face bine. Nu. Hiporeacția sau areactivitatea face bine. Noi dacă îl îndepărtăm înainte să-și sugă sângele, rămânem cu o zi, două, cu o leziune acolo locală. Da, a venit Gambusia affinis, stați liniștiți, scăpăm și de țânțari.